seara, stimați telespectatori, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Rădăcini. Având în vedere că suntem la 140 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuș și autoritățile județene au avut sau au un program foarte important dedicat acestor manifestări, încercăm și noi să deschidem practic seria de manifestări cu o emisiune dedicată lui Constantin Brâncuș în Arhivele Gorjene. Cum era și firesc, am apelat la Arhivele Gorjene. Este cu noi doamna Cristina Vasiloiu, directorul Serviciului Județean al Arhivelor Naționale, căruia îi spunem bun venit în emisiunea noastră. Bună seara și mulțumesc pentru invitație. Suntem, cum spuneam, o emisiune în care încercăm să identificăm foarte multe documente sau atâtea câte există ele la nivelul arhivelor locale. Înainte de asta aș vrea să vorbim puțin despre manifestările din această săptămână, unde sunteți Serviciul Județean Gorj al Arhivelor Naționale, este printre partenerii instituțiilor care desfășoară aceste manifestări. Care este contribuția dumneavoastră la aceste manifestări? Manifestările care se vor organiza în această perioadă, mai exact în perioada 18-20 februarie 2016, sunt legate în principal de nașterea și de către operele realizate de către Constantin Brâncuș prin realizarea de simpozioane, de colocvii pe această temă. Instituția noastră va contribui și contribuie la aceste manifestări prin documentele pe care le gestionează în depozitele proprii. Avem niște documente deosebite atât pentru istoria locală cât și pentru cea națională, internațională, tindem și vrem să spunem. Deci Gorjul este un loc unde s-au făcut foarte multe documente importante și unde am avut personalități importante ca documentele despre aceste personalități să însemne ceva și la nivel mai mare decât doar nivelul județean, deci nivel național și chiar internațional, după cum spuneați. Așa este, într-adevăr, având în vedere valoarea sculptorului nostru gorjean Constantin Brâncuș și avem cu cine să ne mândrim. Vorbim despre, înainte de a intra, spuneam, în aceste documente, să mai spunem că manifestările vor începe joi cu vernisajul unei expoziții naționale desenul Post Brâncuș. Eu citesc din acest program al manifestărilor pe care îl avem în mână și care are actul de naștere a lui Constantin Brâncuș. O să-l vedeți în câteva imagini puțin mai târziu, imagini oferite de colegii mei din regie. Până atunci să vă mai spunem că vineri, 19 februarie, ziua cea mai importantă, pentru că este ziua nașterii lui Constantin Brâncuș. Există un pelerinaj, o adunare populară și spectacole folclorice la Hobița, sunt colocviile Brâncuș la universitate, se lansează mai multe reviste, Brâncuș, confesiuni. Este o ședință solemnă comună a Consiliului Județean și Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu, dedicată sărbătoririi celor 140 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuș. Se prezintă proiectul de amenajare, noul proiect de amenajare al Căii Eroilor, cum va arăta în viitor. Bineînțeles, există o expoziție fotodocumentară Brâncuș și Gorjul, care se vernisează în mai multe locuri din lume, la Kronbach în Germania, la Chișinău în Republica Moldova. Și, bineînțeles, există un vernisaj de expoziție de sculptură, avem un spectacol după aceea de Brâncuș și muzica, plus partea a doua din colocviile Brâncuș, care se desfășoară sâmbătă 20 februarie. Deci o serie de manifestări la care Serviciul Județean Gorj al Arhivelor Naționale și-a adus contribuția, de fapt, cum o face foarte des în ultimii ani, adică practic la orice eveniment important de istorie, de cultură națională, care se ține și la Gorj, cu siguranță avem expoziții sau culegeri de documente sau ce ați mai făcut, în orice caz articole publicate diverse publicații pe acest domeniu, deci pe domeniul la care se face sărbătoria respectivă. Așa este. Iar aceste manifestări legate de
viața și operele lui Constantin Brâncuș și nu se vor limita doar în această perioadă 18-20 februarie 2016, ele vor continua pe parcursul întregului an, iar instituția noastră va fi implicată în principal la realizarea unui album de documente. Multe dintre ele nu au fost valorificate, pot să zic chiar inedite. Ne bucurăm foarte mult că avem și că vom avea această ocazie de a le pune pe sub forma unui album de documente pentru valorificare, pentru a fi văzute de către iubitorii de istorie, de către istorici sau cercetători sau oameni simpli care vor să cunoască ceea ce se găsește în Gorj despre Constantin Brâncuș. Da, unele din aceste documente, și poate o să apucăm să vorbim în această seară, vin să corecteze multe, n-a spune inepții, dar oricum informații mai puțin corecte care circulă chiar în lumea cercetătorilor, pentru că mulți n-au avut curiozitatea să vină la Gorj, deși sunt brâncușoloși chiar unii cu ștate vechi, cum s-ar spune, n-au avut curajul să vină să cerceteze documentele de la Gorj și s-au strecurat de multe ori chiar în privința vârstei părinților, chiar a unor nume, au apărut diverse erori care se perpetuează de decenii încoace fără să poată fi corectate. Pe de altă parte, apropo de zestre arhivelor gorjene, și o să vedem astăzi, sunt lucruri foarte importante care s-au făcut aici în Gorj, nu numai din perspectiva, adică sunt descoperite documente despre Brâncuș, familia sa, să zicem, proprietățile lui sau alte lucruri, dar sunt foarte multe documente și unele chiar le-ați lansat prin rubrici permanente pe care le are Serviciul Județean Gorj, Arhivele Naționale, chiar cu săptămânalul vertical, apropo, despre manifestări care s-au desfășurat la Gorj în momentul când s-a inaugurat ansamblul brâncușian și multe alte lucruri, dar acestea o să le dezvăluim telespectatorilor pe parcursul acestei emisiuni. Ar fi bine să începem chiar cu un scurt colaj de documente pe care ni le-ați spus mai devreme ca să le poată vedea telespectatorii și apoi să o luăm așa din aproape în aproape să vorbim despre documentele mai importante. Sigur. Bun. O să rog colegii din regie să dea drumul la aceste documente. Ele sunt puse într-o ordine. Bineînțeles, vorbim despre Constantin Brâncuș. Da, aici avem o poză cu Constantin Brâncuș. Da. Da. Primul document este actul de naștere al Constantin Brâncuș, pe care îl regăsim în colecția Registrele Stare Civile al Comunei Peștișani, actul cu numărul 17. Și dacă se poate, putem să facem și o prezentare a lui pentru a vedea... O să revenim. Acum le prezentăm telespectatorilor doar documentele respective, pe care câteva din acestea, ele sunt mai multe. O să le găsească în acea colecție de documente din care ați vorbit mai devreme, acel album. Da. Și bineînțeles, cei care nu o să le găsească în album, poate într-o viitoare formulă și electronică, pentru că, iată, încet, încet, lumea se duce spre lumea electronicii. Un alt document avem acum. Da, aici avem actul de donație a Ligii Naționale a Femeilor Gorjene din anul 1937 către Primăria Târgu Jiu. Actul de donație a operelor lui Constantin Brâncuș. Deci, prin acest act a fost transmis primăriei orașului Târgu Jiu operele. Da, care au fost inaugurate în anul următor, dar deja ele se făceau la Târgu Jiu, deja era un momentul acela, era un... Aici avem ordinul, aici este adresa înaintată de Ministerul de Interne, Ligii Naționale a Femeilor Gorjene, prin care este acceptată donația făcută orașului. Bineînțeles, iată ce donație importantă se va dovedi. Poate la vremea aceea nimeni nu era conștient de imensa moștenire pe care o lasă Brâncuș și gorjenilor, târgujienilor. Aici este un memoriu, cred, da. Memoriu privind lucrările de împrejmuire ale parcului, unde urma a fi amplasată coloana. Îi se spunea coloana recunoștinței.
Da, pentru că ansamblul brâncușian de la Târgu Jiu, inaugurat în 1938, era destinat eroilor Primului Război Mondial. Și poate nu întâmplător acea propunere care se face ca să sărbătorim 100 de ani la Marea Unire, să sărbătorim la Târgu Jiu, chiar în preajma ansamblului brâncușian, care este dedicat eroilor, tuturor eroilor din România, din Primul Război. Un alt document de arhivă. Da, aici este un ordin al Ministerului de Interne privind executarea lucrărilor de amenajare a parcului în jurul monumentului recunoștinței în valoare de 500.000 de lei. Dacă nu... No, acela este documentul. Da? No. Trebuie să spunem că aceste documente se găsesc în arhivele gorjene. Ele au fost abia acum... Bine, actul de naștere este cunoscut este de mai cunoscut, de mult timp, da, dar aceste documente sunt chiar în premieră scoase la iveală cu prilejul aniversării din acest an. Un alt document acum. Da, aici avem sumele cheltuite pentru executarea lucrărilor cu ocazia festivităților de predare de către Liga Națională a Femeilor Gorjene a monumentelor închinate eroilor. Data 27 octombrie 1938. Și avem acolo sumele pentru fiecare monument în parte, sumele care au fost cheltuite. Da, și sume destul de mari până la urmă pentru vremea respectivă. Foarte mari. În total a fost donată de către Ligă. Toate aceste amenajări au fost făcute de către Liga Națională a Femeilor Gorjene, condusă de doamna Retia Tătărăscu. Și aici avem înștiințarea de care spuneai mai devreme, privind ceremoniile desfășurate, da, cu ocazia comemorării bătăliei de la Jiu și efectiv donarea, nu, da. Deci e vorba de... Predarea monumentelor, da, primăriei Târgu Jiu. Cu această ocazie specială e vorba de aniversarea celor... practic 20 de ani de la sfârșitul războiului, dacă luăm așa, sau 22 de ani de la luptele de la podul Jiului, da, practic, da, se marcau cu acel prilej. Bineînțeles, era vorba de, iată ce afișă în plus, era un eveniment important, un eveniment care a marcat pe veci istoria Târgu Jiului, spuneam, prin această zestre imensă pe care ne-a lăsat-o Constantin Brâncuș, și pe care nu reușim să fim, suntem acuzați, să spunem așa, ca și gorjeni, suntem acuzați de conromânii noștri, românii din țară, care spun că gorjenii ar trebui să facă mai mult pentru moștenia lui Brâncuș. Poate că au dreptate, dar acest lucru n-ar trebui să revină neapărat instituțiilor culturale, cum este și Serviciul Județean al Arhivelor și Muzeul, chiar Direcția de Cultură și cine mai sunt și organizați Biblioteca Județeană cele implicate, ci cred că ar trebui să revină autorităților de toate calibrele, de la nivel județean și până la nivel național. Pentru că, iată, avem situația operelor de piatră care au fost spălate cu jet, între timp s-au făcut niște analize de vreo 6 luni ca să se vadă dacă a fost afectată piatra și s-a constatat în ultimile zile că nu prea avem rezultatele sau în orice caz ele n-au ajuns acolo unde trebuie. Ce să ne mai așteptăm la alte lucruri până la urmă? Deși poate și această emisiune, dar în general toate aceste manifestări dedicate la 140 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuș ar trebui să ne conștientizeze încă o dată că avem o moștenire imensă pe care ar trebui să o valorificăm mai bine. Poate că primii pași vin din domeniul cultural, dar cu siguranță e nevoie de mai mult. Eu sunt sigură că anul acesta se vor materializa anumite proiecte care, mă rog, au de-a lungul timpului au făcut pași mici și în acest an sperăm într-adevăr că se va realiza acest album de documente care pentru noi are o foarte mare importanță. Și exact cum v-am zis și mai devreme, ne bucurăm foarte mult și ne-am bucurat foarte mult ca să fie finalizat. Sunt niște documente deosebite care merită să fie puse în valoare. Când ar trebui să fie gata acest album, să ajungă în mâinile cititorilor? Din discuțiile avute, bine, această situație nu depinde de noi. Noi am contribuit cu documentele, sunt altele instituțiile care vor finanța, exact,
publicarea, editarea acestui album de documente, sperăm undeva în luna mai. Dacă se poate și martie ar fi ideal, dar totuși timpul este destul de scurt. Se vrea ca acest album de documente să fie un album bilingv care să însoțească acea expoziție în, despre care vorbeam mai devreme, în expoziție fotodocumentară. Nu știu dacă totuși în luna martie, asta înseamnă undeva la 2-3 săptămâni va fi gata, dar în luna mai sperăm că se va finaliza. Da, asta înseamnă un efort destul de mare să fie gata în martie și nu știu dacă se poate, deci apare și în condiții grafice deosebite, da. E vorba și de traducere și de toate celelalte, da. Deci probabil că mai degrabă luna mai, dar oricum e bine și mai dacă avem acel album și cred că era nevoie, mai ales că la nivelul arhivelor gorjene mai aveți un asemenea album făcut până în prezent sau este o premieră și pentru arhivele gorjene? Nu, este o premieră și pentru noi și a fost o foarte mare dorință de a face acest lucru. Din acest motiv ne-am implicat în acest proiect cu celelalte instituții care apar în programul afișat pentru manifestările acestui an dedicate lui Constantin Brâncuș. Și din acest motiv avem această dorință și de a se finaliza cu bine acest proiect. Haideți să ne întoarcem la documente, pentru că nu v-am lăsat să vorbiți atunci, să încercăm să vorbim mai în amănunt de câteva din aceste documente, mai ales că ele veneau și cu foarte multe noutăți. De exemplu, mi-aduc aminte de documentul care vorbește despre nașterea lui Constantin Brâncuș, chiar dacă se făceau documentele altfel decât în prezent, ele specifică, de exemplu, a fost Constantin Brâncuș s-a născut în 19 februarie, a fost declarat în 21, la două zile după, da. Chiar se spune și ora la care a fost declarat. Da, ce ne mai puteți spune despre acel certificat? A ajuns celebru, e normal. Da, și ne bucurăm de acest lucru. Pot să citez puțin din el, pentru că merită a fi dus în atenția telespectatorilor noștri. Avem așa, actul de naștere din anul 1876, luna februarie, ziua 21, ora 9 de dimineață. Actul de naștere a lui Constantinu, de sexul bărbătescu, născut alaltăieri la casa părinților săi din comuna Peștișani, fiu al domnului Nicolae Brâncușu, în etate de ani 45, de profesie agricol, și al doamnei Maria Brâncușu, în etate de ani 24, de profesiune agricolă. Mai întâi, deci nu Constantin, ci Constandin, cum era, deci cu D, formula atunci, pentru că atunci cam toți nu exista Constantin, toți se numeau Constandin. Da. Deci a fost literalizată cumva, deci da, formula. Ulterior de către noi și bine, avem în vedere că avem actul nașterii al Constantinului Brâncușu, nu avem Brâncuș și nu Brâncuș cu I la final. Tot așa un specific al vremii, am presupus noi, dar, mă rog, sunt alții specialiști în limba română care ne pot spune dacă este corect ceea ce zicem sau nu. În colecția de documente care se va edita, se va găsi inclusiv acest act de naștere? Inclusiv acest act de naștere și inclusiv toate documentele pe care dumneavoastră le-ați prezentat mai devreme în colaj telespectatorilor. Da, deci foarte, foarte interesant. Apropo de alte documente, ce spun ele mai înalt? Pentru că noi am văzut doar niște imagini, practic, să vedem, să telespectatorii să se lămurească cum se văd aceste documente și pe ce lucrați, practic, dumneavoastră, le extrageți din arhivele gorjene și apoi le valorificați, le dați nouă mai departe, le găsim în volume, dar în momentul când ele apar într-un volum, sunt deja frumoase, colorate, nu mai sunt pline de praf, nu mai au nimic din toate acestea. În momentul când le căutați, nu este chiar așa.
Da, nu este, dar pot să vă spun că noi în principiu ne-am învățat și cu praful de pe ele și cu specificul hârtiei, pentru că hârtia de acum 100 și de ani, 140 de ani, să nu vorbim de cea din 1832, era total diferită de hârtia pe care o știm astăzi, mult mai groasă, mult mai rezistentă, având în vedere că a trecut prin atâtea situații pe care istoria ne-a demonstrat-o, am avut două războaie mondiale plus vitregiile vremii de atunci. Ca o situație sau, mă rog, ca un specific la ceea ce v-am prezentat mai devreme legat de actul de naștere al lui Constantin Brâncuș, tatăl său avea 45 de ani, iar mama 24. Era o diferență destul de mare de vârstă. Da, de era vârstă. La o altă căsătorie, din câte... Da, da, aceasta a fost și concluzia, mă rog, colegilor care au studiat și au făcut o pasiune pentru Constantin Brâncuș din cadrul serviciului nostru și au găsit într-adevăr că tatăl sculptorului era la a doua căsătorie, prima soție murind în anul 1871. În anul 1872 a fost găsită căsătoria tatălui cu mama lui, respectiv deaconeasa Maria, așa o chema pe mama sculptorului înainte de căsătorie, de profesie torcătoare, în vârstă de 21 de ani. Fiica lui Vasile, decedat, și Maria, în vârstă de 50 de ani, de profesie torcătoare. Iar ca o mențiune deosebită pe actul de naștere respectiv, era următoarea mențiune. La data căsătoriei, cei doi au declarat în fața ofițerului de stare civilă că nu au încheiat niciun act de căsătorie, deoarece nu era avere pentru încheierea unui astfel de act. Deci a pus inclusiv problema unui act de dotă dacă s-a încheiat. Da. Da, și foarte interesant pentru vremurile respective. Da, bine, da. Avem și după aceea, peste ani, când Brâncuș vine în țară să-și rezolve problemele, da, și în care practic își împart o mică, dacă putem să numim așa, avere cu frații și în care practic nu prea are ce să vândă. Deci dacă o luăm așa, rămâne cineva cu casa, cineva cu foarte puținul teren. El practic cedează acela pentru că el se îndrepta de plecat din nou la Paris. La studii. Da. Într-adevăr, legat de avere, sunt foarte puține informații. Avem două acte de vânzare-cumpărare în care Brâncuș vinde fraților săi fiecăruia câte o bucată de pământ, unuia și casa, la diferite sume, sume de bani, iar ceea ce a câștigat, cu ceea ce a câștigat, a plecat mai departe la studii. Da, practic, da, și-a finanțat călătoriile pe care le-a făcut și el deja e celebră. Apropo de cu această ocazie, în momentul când se întoarce ca să vândă către frații săi, pe ăsta rostind și celebra butadă ajunsă mai târziu, și anume v-am lăsat sărași, nu știu ce, și v-am găsit o la fel, ceva de genul acesta, celebră în epocă până la urmă. Apropo de, mergem mai departe, apropo, da, de ce aveți în acest tezaur da, de documente. Avem câteva informații din acest motiv, ca să fiu cât mai concisă pe informații, am preferat să-mi fac o mică prezentare, ca să fiu foarte exactă în informațiile pe care le transmit. Este documente de arhivă. Exact, da, și pot să vă zic că legat de viața de copilărie și de partea aceasta a studiilor, școala primară, din păcate informații la Gorj nu există. Ulterior, având, mă rog, o colaborare bună cu serviciul județean a Dolj și al Arhivelor Naționale, am găsit anumite informații prin care Constantin Brâncuș a solicitat în anul 1899 ajutor de studiu Epitropiei Bisericii Madonna Dudu. Și o să vă citez un mic material cum apare în acea solicitare de ajutor.
Și în vedere că ajutorul acordat, adică lei 200 anual, este cu totul insuficient chiar pentru cărțile de studiu. Cu tot respectul, vin a vă ruga ca cu ocazia formării bugetului pe anul 1900-1901 am oferit și mie acel ajutor cu ceea ce domnia voastră veți găsi de cuviință. De asemenea, se pare că în urma acestei solicitări, Brâncuș într-adevăr a primit un ajutor de 1000 de lei pentru 3 ani, 3 ani consecutivi, mă rog, anii când a fost și student. Da, asta însemnând da. O sumă modică pentru vremea respectivă, dar sumă care i-a permis să supraviețuiască în studiile respective. Da. Alte... Legat de această de activitate, de viață, viața lui de student, și, nu, acestea, oricum, toate aceste informații le avem, v-am zis, de la arhivele Dolj. Suntem destul de sărași la acest capitol, dar punem în valoare ceea ce putem și ceea ce avem. Oricum, o să ne întoarcem pe sfârșit de emisiune să vorbim totuși ce am putea să punem în acel Muzeu Național Brâncuș, care se prefigurează să fie și a fost aprobat de guvern să fie deschis la Târgu Jiu. Că totuși avem documente, dar nu foarte multe și nu avem opere, decât cele de în aer liber. Acelea sunt inestimabile, dar nu avem alte lucruri să le punem în interior. Aici e o problemă și cred că ar trebui să ne gândim mai mult dacă ce am putea să valorificăm pe lângă aceste documente, care cu siguranță probabil se vor regăsi într-un fel sau altul în acest muzeu. Dacă va fi cazul, noi putem cel mult să contribuim printr-o expoziție permanentă cu documentele pe care le avem și marea majoritate urmează a fi publicate și în acel album de documente despre care am discutat. Iar pentru alte situații avem și alte instituții care sunt ale statului, instituții de cultură care sunt implicate direct în această activitate cu Constantin Brâncuș. Da, nu, vreau să spun altceva. E vorba, de exemplu, cum sunt muzeele craiovene, care au destule opere Brâncuș. Sunt niște opere Brâncuș chiar și în muzeele bucureștene. La Târgu Jiu, în afară de operele în piatră, practic nu avem și aceste documente de arhivă, nu prea avem foarte multe care să amintească de Constantin Brâncuș. Dar ar fi o idee, mă gândesc, să aducem și de la București și de la Craiova. Avem Muzeul Național Constantin Brâncuș, se va deschide la Târgu Jiu. Poate aceste opere care sunt tot ale statului, care pot să rămână din punct de vedere legal, să zicem, în proprietatea Muzeului de la Craiova sau Muzeului de la București, să fie aici, să fie în expoziție permanentă la Târgu Jiu, pentru că cei care vin să poată să le vadă. La urma urmei, Târgu Jiu se identifică cu Constantin Brâncuș și lumea din țară, atunci când vorbește de Târgu Jiu, vorbește în primul rând de Brâncuș. Este și aceasta o idee, dar nu pot să spun ce protocoale poate să existe în această situație pentru a se materializa ceea ce ați spus mai devreme. Nu, da. Ar fi o idee, spuneam, documentele le avem, acelea care sunt, iată, aveți colaborarea cu Dolju sau cu alte județe în care mai puteți aduce la Târgu Jiu. Da, și ne-au sprijinit întotdeauna. Și vă sprijină. Urmează să mai avem și partea de operă, de palpabil, adică așa, și atunci o să fie un muzeu de reușită la Târgu Complet, Jiu. Să da. Zicem, nu? Da. Apropo de documentele care le aveți, am văzut acolo și despre faptul, despre acele ceremonii care s-au desfășurat în 1938, în momentul când se prelua, când s-a preluat ansamblu, practic, că au fost ceremonii, au fost aici oficialitățile la nivel de țară, bine, mai puțin Constantin Brâncuș, care n-a reușit să ajungă la inaugurarea ansamblului. Da, pot să vă zic că, din păcate, arhivele județene Gorj nu dețin niciun document cu semnătură autografă a sculptorului gorjean, deoarece corespondența privind operele sale s-a purtat cu Liga Națională a Femeilor Gorjene. Din păcate, nici arhiva Ligii nu știm unde ar putea fi, nici nu o deținem. Nici arhiva familiei Tătărăscu, unde poate ar mai fi existat vreo informație.
Tot ceea ce găsim, tot ceea ce avem este pe primăria orașului Târgu Jiu, care a purtat o corespondență cu Liga Femeilor Gorjene, Liga Națională a Femeilor Gorjene, și răspunsurile primite în acest sens. Atât ne putem lega noi în acest moment. Dar măcar arhiva s-a pierdut la acest moment. Nu știm nimic de Liga Femeilor. Da, că arhiva Tătărescu bănuiesc că există în arhivele naționale sau ceva din acest... Da, există tot așa informații aici, colo, tot așa această corespondență care s-a purtat cu instituțiile statului. Dar efectiv o arhivă, un fond personal al familiei Tătărescu nu deținem, nici al un fond care să cuprindă... Nu, dar la nivel național există un fond arhivă, o arhivă Tătărescu, la arhivele naționale. Da, nu pot să vă răspund acum, nu cunosc foarte bine situația cu familia Tătărescu, dar noi la Gorj vorbesc strict de ceea deci ce avem în, la Gorj. Da. Nu, aici e problema că dacă există în altă parte, puteți la un moment dat să faceți rost de unele prin această colaborare pe care o aveți între județe, puteți să faceți rost de aceste documente ca ele să se regăsească la un moment dat în, și în patrie. Vorbeam de muzeu sau așa de ceva, de să da, se găsească pentru cumva. Aceste situații, da. Problema era, apropo de Liga Femeilor, cea care, căreia îi datorăm, de fapt, uriașa moștenire de la Târgu Jiu, pentru că dacă n-ar fi fost eforturile Ligii Naționale a Femeilor și ale Aretei Tătărescu, probabil că nu am fi avut acest ansamblu brâncușian sau, nu știu, l-am fi avut la alte dimensiuni sau mai știu ce altceva. Practic, Brâncuș ne-a lăsat o moștenire datorită acestei contribuții. Liga, plătind efectiv, având, suportând cheltuielile acelor lucrări din vremea respectivă. Pentru că nu era ușor să aduci muncitori, să aduci materiale la Târgu Jiu, un parc, să faci diversele amenajări. Toate acestea au fost și datorită efortului celor femeilor și, de fapt, instituției care era momentul acela, Liga Femeilor, Liga Națională a Femeilor Gorjene, cea condusă de Aretia Tătărescu. Din actul de donație se poate vedea foarte clar faptul că Aretia Tătărescu menționează faptul că s-a încercat mai de mult crearea unor monumente care să acestor monumente pentru s-a încercat mai de mult crearea acestor monumente, dar a fost vorba tot de aceeași problemă ca și în ziua de astăzi, lipsa fondurilor. Vreau să precizez faptul că Liga Națională a Femeilor Gorjene a donat pentru aceste realizări ale sculptorului Constantin Brâncuș și suma de 2.200.000 de lei, o sumă fabuloasă la acea vreme, având în vedere că documentele din arhivele gorjene spun faptul că bugetul orașului Târgu Jiu la acea perioadă era de 7 milioane de lei. Deci destul, o contribuție foarte, mult, foarte, foarte mare. Și practic era, cum numim noi, ONG-uri în prezent, așa era Liga Femeilor atunci, nu era o organizație de... Bine, era totuși o organizație importantă, având în vedere că Gheorghe Tătărescu era premierul României. Deci conta și acest lucru, bănuiesc, cum contează în orice societate. O anumită influență, să spunem așa, dar până la urmă ea a fost materializată constructiv, în sensul că iată ce opere ne-au fost lăsate la Târgu Jiu. Da, și trebuie să apreciem totuși foarte mult ceea ce Aretia Tătărescu a făcut pentru județul Gorj și pentru orașul Târgu Jiu, având în vedere că ea nu era originară din, nu era gorjeancă, dar și-a dorit foarte mult și a promovat viața socială și economică a acestui județ și în primul rând și-a dorit foarte mult și a și realizat această predare a monumentelor Constantin, a monumentelor realizate de către Constantin Brâncuș orașului Târgu Jiu. În volumul care se va tipări în perioada următoare, mai aveți, mai sunt și alte documente care se vor regăsi în afară de cele amintite până acum? Da, în afară de ceea ce am discutat până acum, avem, mă rog, până acum a fost o perioadă destul de înfloritoare, să zicem, pentru operele lui Brâncuș, pentru că avem perioada interbelică în care, într-adevăr, s-a investit
pregătit și s-a dorit să se facă acest ansamblu, după care vine perioada anilor 1950, când din păcate, care din păcate reprezintă o provocare pentru opere și pentru orașul Târgu Jiu. Avem un document foarte interesant care va fi publicat în album referitor la încercarea de distrugere a coloanei și a parcului. Parcul unde avem astăzi coloana s-a dorit a fi transformat într-un cartier de case pentru cetățenii din orașul Târgu Jiu care au fost expropriați dintr-o zonă a orașului ca o cu loturi de casă ca o compensație pentru acea expropiere. Deci, practic, am riscat la un anumit moment în anii 50 să avem case în loc de coloana infinitului. Coloană, da. Și de ce nu s-a întâmplat? Cum s-a întâmplat? Deci, cum a fost evitată o asemenea idee? Din păcate, deci, în acea perioadă s-a insistat foarte mult pentru a se realiza acel cartier de case. Până la urmă s-a și obținut un aviz, dar prin intervenția, vă spun imediat, prin intervenția Comitetului de Stat pentru Agricultură și Construcții, la 18 iulie 1953, răspunde că nu se aprobă construirea unui cartier de locuințe muncitorești pe terenul din jurul coloanei. Deci erau și oameni cu scaun la cap, da, în structurile centrale, că aici la Gorj și structurile locale luaseră această hotărâre. Deci asta aparținuse și comitetului de partid sau da, conducei politice a județului Gorj, da, luase această hotărâre. Norocul a fost că acolo în structurile centrale nu erau toți dobitoși, ca să spunem așa, și au decis că nu e bine să se facă acest lucru, pentru că altfel am fi riscat ori să nu avem coloana de care s-a tras, știm, cu tractorul să fie dobărâtă, sau varianta cealaltă să o avem încorsetată de blocuri, de locuințe sau ce, sau case. Case se construiau. Case vreau să se construiască, da, iar bine, parcul a fost lăsat în paragină tocmai din această dorință, nu a mai fost întreținut. Pomii care au fost plantați au fost tăiați. Și la acest parc unde avem coloana a fost construit pe locul unui vechi târg săptămânal de animale. Din păcate, acel târg a continuat și după construirea coloanei, dar într-o modalitate mult mai restrânsă, dar în perioada anilor 1950 a devenit un adevărat loc de gunoaie și de gropi. E adevărată legenda, sau nu neapărat legenda, relatările din vremea aceea că coloana ajunsese în un loc în care țăranii își legau vacile de coloană respectivă, să nu plece mai departe? Nu știu să vă spun acest lucru, deoarece documentele, ceea ce avem noi, nu ne-au transmis această informație. Sunt documente oficiale. Da. Da. Eu pot să vă zic doar că avem o petiție foarte interesantă din anul 1958 a unui simplu cetățean din județ, din orașul Târgu Jiu, adresată președinției Consiliului de Ministri. Acesta era de profesie șofer și se plângea de starea în care a ajuns orașul Târgu Jiu. Inclusiv acest parc al coloanei. Și ca să vă prezint situația de atunci, o să vă citesc din documentul respectiv. Da. În fața fabricii de confecție a fost un parc frumos ca de 10 hectare între Șoseaua Națională și strada Tudor Vladimirescu. Acest parc l-au făcut primar burghez în 1939, iar tovarășii noștri până acum care conduc orașul l-au distrus. Este un teren pustiu, părăginit. Aici există în mijlocul parcului un monument artistic, coloana eternă făcută de artistul Brâncuș, cu un rând de piatră. Acest parc și rândul de piatră l-a distrus și l-a lăsat în paragină pe motiv că era făcut de burghezie. Apoi a dat voie la nomazi să staționeze aici. Deci nu știm dacă cu țăranii, dar cu nomazii se pare că... Da, deci țiganii nomazi, da, era, exact, care stăteau la marginea orașului. Da, sunt lucruri interesante care s-au întâmplat acolo. De fapt, salvarea și redescoperirea lui Brâncuș s-a produs în anii 70 și în momentul când avem redescoperirea, să zicem, locului natal, Hobița, și când și-au dat seama regimul comunist din vremea aceea ce lucruri importante ne-a lăsat Brâncuș și că e bine să valorificăm la nivel universal
Așa moștenirea este. Brâncușiană. Da, și într-adevăr, această situație prezentată este ilustrată foarte bine în documentele pe care le deținem, din anii 70 până în anii 80-89 chiar. Bine, până în acel moment noi avem documente, deținem documente și avem aici, la 19 mai 1970, a fost emisă decizia Comitetului Executiv al Consiliului Popular Județean Gorj, în care chiar de la primul articol se făcea următoarea precizare. Pentru cinstirea memoriei marelui sculptor Constantin Brâncuș se va organiza cu sprijinul CSAC, adică a Comitetului de Stat pentru Agricultură și Construcții, pe locul fostei case natale, o construcție, gospodărie tipică zonei și linii generale apropiate castil casei Brâncuș, care va cuprinde casa de locuiș, dependințele, pivniță, pătul, fântână cu cumpănă, împrejmuire, etc., precum și obiectele de interior, constituindu-se ca filiala Muzeului Județean Gorj. Cum este și în prezent. Da. Dar, apropo, cum este numit Brâncuș în această adresă? Artist? Marelui sculptor Constantin Brâncuș. Da, suntem în anii 70. Da. În deja. 1950 era artistul burghez, retrograd și toate celelalte. Da. Iată cum se schimbaseră lucrurile în 20 de ani. În 20 de ani, da, și ce evoluție a avut toată această situație. Apropo de poveste, practic, din acest document, aflăm acel lucru care s-a redescoperit după 89, se știa și înainte de 1989, faptul că ce știm noi ca și casa natală a lui Constantin Brâncuș nu este decât o copie, este o casa Blendea Calistrat sau da, ceva de genul da. Acesta. Ea a fost cumpărată și pusă că pentru că semăna cu casa Brâncuș, casa Brâncuș având doar câteva, deci fiind într-o stare avansată de degradare, cum este și astăzi și cum cred că la acum vreo 10 ani sau mai bine s-a încercat chiar să fie luată din din Gorj, din Hobița și dusă unde norocul a fost în ultimul moment, a fost evitată, acea practic era un furt. Dar din păcate nici nu s-a făcut ceva să fie restaurate și să zicem ce a mai rămas din casa originală a lui Constantin Brâncuș. Dar din punct de vedere al documentelor, iată că avem și o asemenea situație. Suntem pe final de emisiune. Totuși aș vrea să vorbim pe ultimile minute, să vă citesc și două mesaje. Unul dintre ele spune așa: interesantă emisiunea din această seară referitoare la documentele Brâncuș. Aș vrea să vă întreb dacă în arhivele gorjene există lucruri despre averea lui Constantin Brâncuș. Eu fiind din zona Peștișan și știm că familia Brâncuș a fost una dintre cele mai sărace din zonă. O situație exactă despre averea familiei Brâncuș nu deținem ca urmare a modului de organizare și de constituire a documentelor. Eu pot să vă zic faptul că deținem, așa cum am și menționat mai devreme în emisiune, două acte de vânzare în care Constantin Brâncuș are calitate de vânzător. Restul, dacă îi reprezintă o temă de cercetare, vă așteptăm la sala de studiu din cadrul instituției noastre. Da, foarte interesant. Vă mai întreabă cineva. Cred că am citit undeva într-un material faptul că sculptorul a avut un frate care se numea la fel. Este oare posibil? Este posibil, dar tot așa trebuie făcute anumite cercetări. Eu nu pot să vă dau acum un răspuns exact legat de frații și surorile lui Constantin Brâncuș. Au fost publicate de către colegii mei două astfel de articole. Dacă dumneavoastră le puteți căuta pe internet, sunt sigură că puteți vedea acolo exact o situație făcută de către unul sau doi dintre colegii mei. Există. Bine, acum, strict teoretic, putea să fie, de regulă mai exista dacă un copil murea. Murea, da. Celălalt putea să-i preia numele. Da. În amintire sau ceva. S-au mai întâlnit cazuri. Au fost cazuri inclusiv când erau într-o familie doi copii cu același prenume. Da, și un ultim mesaj care a intrat chiar acum spune așa.
La Hobița s-a născut Brâncuș, dar nu sunt de acord cu inițiativele autorităților ca osemintele acestuia să fie aduse la Hobița sau la Târgu Jiu. Ce să facem cu osemintele lui Brâncuș în Gorj? Nu e mai bine să rămână la Paris? Ce părere aveți? Părerea mea personală, nu vorbesc ca și șef de instituție, vă dați seama că, având în vedere că aici se va organiza un muzeu al cu numele lui Constantin Brâncuș, avem casa memorială, ar putea foarte bine fi valorificată și la noi această situație. Da, acum, bine, depinde, nu la Hobița, fiecare cu părerea, da, nu neapărat, depinde, da. Să nu uităm că acolo e într-un cimitir celebru, sunt păreri pro și contra, da, și mai ales că Brâncuși, îi spun francezii, l-au cam adoptat, spun că este francez până la urmă de origine română, nu mai este artistul gorjan român, să spunem așa. Deci chiar dacă îi recunosc originea românească, pentru ei un artist francez, pentru francezi, se și împăunează cu această personalitate uriașă a culturii universale care este Constantin Brâncuș. Așa este, și au mândria lor, noi avem mândria noastră și acum încercăm să punem și noi în valoare ceea ce avem. Ar mai fi lucruri de discutat, cu siguranță ați mai avea și documente să ne spuneți, o lăsăm pe altă dată pentru că timpul alocat emisiunii noastre s-a sfârșit. Vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră la această emisiune. Și eu vă mulțumesc pentru invitație și altă dată cu plăcere. Mulțumesc! Dragi telespectatori, a fost emisiunea Rădăcini. A fost cu noi doamna Cristina Vasiloiu, directorul Serviciului Județean Gorj al Arhivelor Naționale. Mulțumim pentru